Pompierii militari din Cehu, Silvania au scos luni în ajunul anului nou trupul neînsuflețit al unei femei de 53 de ani dintr-o fântână situată în gospodăria victimei. Potrivit purtătorului de cuvânt al Inspectoratului pentru Situații de Urgență Sălaj Lucian Jaco, din pompierii au fost sesizați în această dimineață în urma unui apel al unui vecin de-al femeii care a sunat la 112 și a anunțat că nu-și mai văzuse vecina de două zile. Ajuns la fața locului pompierii, nu au mai avut norocul să salveze o viață, așa cum s-a întâmplat la Crasna în ajunul Crăciunului, când o femeie de 40 25 de ani din localitatea a fost scoasă vie de pompieri din fântâna în care căzuse.